Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru seminarul din seara aceasta, din ziua de astăzi, am să citesc din trei locuri distincte. Daniel 8, versetele 8 și 9, apoi Daniel 9, versetele 26 la 27 și în final Isaia 10, 24 la 27. Repet, Daniel 8, versetele 8 și 9, Daniel 9, versetele 26 la 27, Isaia 10, versetele 24 la 27. Să ascultăm cuvântul Domnului. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, acesta este Anticrist, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui prinț care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe arepa urăciunii idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor. Poporul meu care locuiește în Sion, nu te teme de asirian. Da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul împotriva ta, cum făceau egiptenii. Dar peste puțin timp, pedeapsa va înceta și mânia mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească. Domnul oștirilor va învârti biciul împotriva lui, cum a lovit pe Madian la stânca Oreb, și își va mai ridica toiagul odată asupra mării, ca odinioară în Egipt. În ziua aceea, se va lua povara lui de pe umărul tău și jugul lui de pe gâtul tău. Amin. Cuvântul Domnului pentru seminarul de astăzi este un cuvânt adânc, un cuvânt profund, de fapt un cuvânt ca întotdeauna, pentru că tainele lui Dumnezeu sunt adânci, sunt profunde. Cât de minunat este că Domnul știe toate lucrurile de la început. Și pentru că știe istoria prin care va trece omul, ne-a revelat această istorie în cuvântul său. Am citit din Daniel, din Isaia, bineînțeles ne vom uita în Apocalipsa, pentru că suntem într-un studiu special asupra cărții Apocalipsa. Și unul din aspectele esențiale în acest studiu este învățătura biblică despre Anticrist. Cine este Anticrist? Ce spune Biblia despre el? Care este identitatea lui? Astăzi, în acest al 26-lea seminar, acesta va fi seminarul nostru, Identitatea lui Anticrist. Identitatea lui Anticrist. Este greu să vorbești despre personajul acesta, pentru că încă nu-i vremea lui. Este greu să vorbești despre el pentru că circulă și multe păreri în legătură cu identitatea lui. Unii oameni au ideile lor, dar nesuportate biblic, alții evită complex să vorbească despre aceste lucruri pentru că spun, nu cred că ne este dat nouă să le cunoaștem. Dacă este scris în Biblie, ne este dat nouă să cunoaștem. Tocmai de aceea vorbim despre ele.
Cât privește, frați și surori, doamnelor și domnilor, identitatea lui Antichrist, cercetătorii Sfintelor Scripturi, printre care cu smerenie vreau să spun că mă număr și eu, am ajuns la concluzia că sunt patru poziții distincte cu privire la posibilitatea de identificare a lui Antichrist. Prima poziție, și ne vom uita la fiecare în parte, este aceea că Antichrist va fi Iuda Iscarioteanul reînviat. Doi, a doua poziție, este că Antichrist va fi un evreu renegat, lepădat de credință. Trei, Antichrist va fi liderul european al Uniunii Europene, Imperiul Roman reînviat. Și patru, Antichrist este posibil să fie un lider arab, musulman, care se va ridica în vremurile cele mai de pe urmă. Ne vom uita pe rând la fiecare din aceste patru poziții, așa cum rezultă ele din Cuvântul lui Dumnezeu și cu argumente pro și contra. Și pentru că sunt patru poziții cu privire la identitatea lui Antichrist, primul lucru pe care vreau să vi-l spun cu smerenie este acesta. Ascultați-le cu atenție, trageți concluzie personală și nu fiți dogmatici. Când veți vorbi cu cineva și veți zice, asta este. Pentru că s-ar putea să fie diferit. Deci noi spunem toate posibilitățile pe care le prezintă Scriptura cu argumente pro și contra, dar nu vom fi dogmatici și să spunem, numai așa trebuie să se întâmple. Adevărul este că adevărata identitate a lui Antichrist va fi cunoscută numai după ce Biserica Domnului va fi răpită la cer și în intervalul dintre răpirea Bisericii la cer și începerea propriu-zisă a ceea ce Biblia numește necazul cel mare, va fi un interval de câțiva ani, minimum 3 ani și jumătate, în intervalul acela, pe scena politică a lumii se va ridica un lider care va uimi lumea prin rapiditatea cu care el va crește politic și în influență. Liderul acesta va ajunge să facă un legământ de pace cu Israel, potrivit Daniel 9:27, și ziua în care semnează acest legământ de pace cu Israel, legământ pe 7 ani de zile, ziua aceea este începutul propriu-zis al necazului celui mare, nu răpirea bisericii. Și apoi, bineînțeles, cum spuneam, după necazul cel mare, după 7 ani de teroare pe pământ, va veni Domnul Iisus Hristos a doua oară pentru Israel, că și pentru biserică a venit la răpire, va întemeia o împărăție glorioasă în care El va fi împăratul împăraților și Domnul domnilor, în care David va fi reînviat și pus să domnească pe scaunul lui de domnie la Ierusalim, va fi coregent împreună cu Domnul Iisus Hristos și de asemenea o împărăție în care este posibil ca Zorobabel, reînviat, și Zorobabel este din neam domnesc, din neamul lui Iuda, cel ce a venit din Babilon să rezidească orașul Sfânt Ierusalim după robia babiloniană, Zorobabel va fi și el reînviat și va fi probabil procurorul general al întregului pământ după Hagai, capitolul 2, versetele 20-23. Un pasaj biblic care ne vorbește cu amănunte despre Anticrist este 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1-12. Și în acest pasaj ni se dau detalii cu privire la Anticrist și cu privire la arătarea lui. Cuvântul Domnului din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 1-12, ne spune că înainte ca să se arate Anticrist, va trebui pe pământ să aibă loc
o lepădare de credință. 2 Tesaloniceni 2:3. Termenul folosit aici în limba greacă este apostazia, de unde avem noi termenul apostazie sau lepădare de credință, cădere din credință. Acest termen, apostazie, este folosit și în Fapte 21, 20-21, când iudeii l-au acuzat pe apostolul Pavel că a învățat pe compatrioții lui, pe concetățenii lui evrei, să se lepede de credință, de legea lui Moise. Sunt însă comentatori biblici foarte cunoscători de limba greacă și de limba ebraică care spun că apostazia nu însemnează numai cădere din credință, lepădare de credință. Apostazia însemnează și plecare, depărtare. Și atunci acești comentatori spun că înainte să se arate anticrist trebuie să aibă loc plecarea bisericii la cer. Este posibil să fie și sensul acesta implicat în apostazia despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2:3, pentru că știm un lucru. În ciuda stării spirituale precare în care este lumea contemporană, cu toate legislările împotriva bisericii și împotriva lui Dumnezeu și a Scripturii, factorul de bază care ține încă lumea aceasta în echilibru și nu se dezlănțuie mânia lui Dumnezeu și necazul lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu prin necaz pe pământ, factorul principal este biserica. De ce? Pentru că biserica este sarea pământului. Dacă biserica pleacă de pe pământ, și Dumnezeu își varsă mânia pe pământ. Pentru că nu mai există echilibrul acela care să conserveze, să prezerveze lumea contemporană. Aduceți-vă aminte de acest adevăr, așa cum îl prezintă Cartea Genezei, când Avraam a mijlocit pentru Sodoma și Gomora și a zis până la urmă: Doamne, da, dacă mai sunt 10 credincioși în cetățile acestea, vei nimici Tu și pe cel bun împreună cu cel rău? Și ce a spus Domnul? Nu. De ce? Nu le place la politicieni, nu le place la oameni religioși, nu le place la ateiști să audă acest lucru, dar acesta este adevărul. Dacă lumea încă este în echilibru, este datorită bisericii pe pământ. Însă dacă biserica își pierde credința și devine tot mai apatică, Dumnezeu va trebui să vină să o mute și odată cu mutarea ei la cer se va arăta anticrist. Cuvântul Domnului spune că după ce are loc fie apostazia, fie răpirea bisericii, și amândouă, de fapt, va avea loc arătarea, apocalipto, lui anticrist, care este numit în Biblie omul păcatului și fiul pierzării. Omul păcatului și fiul pierzării. Acum ne vom uita, deci, cum am spus, la cele patru poziții, și dacă cineva și-a ales o poziție care crede că potrivește cel mai bine cu cunoștința lui biblică, nu pentru că îi cade bine lucrul acesta. Că noi nu trebuie să vorbim despre ce ne cade bine, noi trebuie să vorbim despre adevărul lui Dumnezeu. Atunci vă recomand Romani 14:22, partea 1, ca obicei de a umbla înaintea Domnului, și acolo cuvântul Domnului spune: încredințarea pe care o ai, ce să faci cu ea? Păstrează-o pentru tine. Păstrează-o pentru tine. Și nu fi dogmatic. Nu fi dogmatic. Haideți acum să începem cu începutul. Deci există în primul rând această poziție biblică potrivit căreia Iuda Iscorioteanul, reînviat din morți, va fi anticrist. Și într-adevăr sunt argumente pentru această poziție. Sunt argumente pentru că Biblia vorbește despre lucruri legate de Iuda Iscarioteanu, lucruri pe care nu le vorbește Sfânta Scriptură despre alți oameni. Însă înainte de a vă da argumentele acestea prin care Iuda Iscarioteanu ar putea să fie anticrist, aș vrea să permite să vă spun din nou un lucru pe care foarte mulți creștini nu-l știu. Iuda Iscarioteanul
nu a fost evreu. Nu a fost evreu. Iuda Iscarioteanul a fost dintre neamuri. Este obiceiul lui Dumnezeu ca toate lucrurile lui să le facă pe baza a doi sau trei marturi, a două sau trei mărturii. Și când Dumnezeu își prezintă adevărul despre împărăția sa, Dumnezeu se folosește de doi martori în această privință. Primul martor este Israel și al doilea martor este biserica. Primul martor este Israel și al doilea martor este biserica. Și uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos a venit să prezinte adevărul în toate detaliile despre împărăția lui Dumnezeu, el și-a ales 12 apostoli. Dintre acești 12 apostoli, el ne-a arătat că se folosește de doi martori, și anume, 10 apostoli sunt evrei și 2 apostoli sunt dintre neamuri. 10 este numărul lui Israel, după cum bine știți. Este numărul lui Israel. Este văzut în Exod 20, 1 la 17, când vorbim despre cele 10 porunci. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 8, numărul 10 este proverbial în Israel. Nu fac eu mai mult pentru tine decât 10 fii, spune Elcana către Ana. Matei 25, cu 1 la 13 este pilda celor 10 fecioare, care este o pildă pentru Israel, nu este o pildă pentru biserică, așa cum s-au bătut mulți înduieluri în biserică și de multe ori s-au bătut cum nu trebuie cu privire la interpretarea acestei pilde. Pentru că, uitați-vă numai, și fără să intrăm noi în comentarii, la felul în care Mântuitorul Iisus Hristos introduce această pildă, dacă puneți Matei 25 cu versetul 1, numai 25 cu 1. Și vă invit să vă uitați pe ecran ce scrie acolo. Citiți tare primul cuvânt. Cum? Atunci împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare, nu acum. Deci asta trebuie să vă schimbe toată teologia care ați știut-o până acum despre această pildă. Este un adverb de timp. Și acest adverb de timp îți spune când se întâmplă asemănarea despre care vorbește acolo. Atunci. Deci aia pildă aceasta nu e pentru biserica de astăzi. Asta nu semnează că vegherea nu e pentru biserica de astăzi. Ba, e da. Dar când spune atunci împărăția celor se va asemăna cu 10 fecioare, este vorba despre necazul cel mare, este vorba despre Israel în timpul necazului celui mare. 10 este numărul lui Israel. De asemenea, 10 vorbește despre împărăție, de la sfârșit, 10 împărați, nu? 10 coarne, cornul fiind în Biblie simbolul puterii. Primul împărat menționat în Biblie, de fapt, pentru că a spus 10 este și numărul împărăției și a împăratului, primul împărat menționat în Biblie este Nimrod. Și foarte interesant, pentru că el este prezentat pentru prima dată în Biblie în Geneza 10 cu versetul 10. 10 cu versetul 10. Uitați-vă la acest lucru, pentru că este important și încă o dată, numerele în Biblie au semnificație profetică și trebuie să înțelese ca atare. 13 este numărul rebeliunii, numărul lui Anticrist și el apare în Biblie în Apocalips 13. Apocalips 13. Deci, când Domnul Iisus Hristos și-a ales pe cei 12 apostoli, a ales 10, simbolizând includerea în biserică a lui Israel, ca martor, dar a ales doi dintre neamuri, doi ucenici dintre neamuri. Unul este Simon Zelotul, când îi spune Zelot, însemnează că făcea parte dintr-o grupare religioasă îngustă, zeloții din timpul acela, dar îi mai spune Biblia Simon cum? Cananitul. Dacă e cananitul, înseamnă că nu este evreul. Este ca și când cineva e din București și spui Ion Bucureșteanu. Păi de-aia spui Bucureșteanu pentru că e din București. Simon Cananitul, de-aia e Simon Cananitul pentru că este din Canaan. Adică nu este evreu, este dintr-o cetate, poate din Gaza, poate din Sidon, poate dintr-o cetate cananită.
Și al doilea ucenic dintre neamuri este Iuda Iscarioteanul. De unde știm că el este dintre neamuri? Este tocmai din titlul pe care îl are. Ish, în limba ebraică, însemnează din, după cum și min, în limba ebraică, însemnează din. Dar evreii au doi termeni pentru din, un termen care vorbește despre lucruri din Israel și un termen care vorbește despre lucruri din afara lui Israel. Dacă, de exemplu, Biblia zice Maria Magdalena, însemnează Maria din Magdala, pentru că este Miriam min Magdala, min Magdala, s-a unit cuvântul și de aceea avem Magdalena. Magdalena înseamnă cea din Magdala, e min Magdala, pentru că Magdala era oraș evreiesc. Iuda este Iscarioteanu. Iș înseamnă din, dar din afară. Pentru că este un oraș Chiriat sau Cheriot în Israel. Dacă era Iuda din Cheriotul lui Israel, era Iuda min Cheriot. Dar pentru că este un Chiriat lângă Hebron, în afara Israelului și este oraș Edomit, este Iuda Iscarioteanu. Iscarioteanu. Este foarte posibil că era rudă cu împăratul Irod cel Mare, care la rândul lui era Edumeu, Edomit, și prin urmare Iuda este unul dintre neamuri, este prieten al nostru, o fi fost dac, român, sau mă rog, ce vreți dumneavoastră. Și acum ne întoarcem. Iuda Iscarioteanul a fost ucenicul care l-a vândut pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Poate el să fie anticrist? În textul din 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, el este prezentat cu aceste denumiri. Omul fără de legii și fiul pierzării. De asemenea, este prezentat potrivnicul și cel nelegiuit. Suntem în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, versetele 1 la 8. Fiți atenți! Titlul special de fiul pierzării este un idiom, adică o expresie ebraică, ca și fiul păcii, ca și fiul mângâierii, ca și fiul tunetului, ca să descrie ceva despre omul acesta, despre caracterul acestei persoane. În Biblie, în Ioan 17 cu 12, Iuda este prezentat cum fiul pierzării. Fiul pierzării. Anticrist, în 2 Tesaloniceni 2 cu 3, este prezentat cu acest nume, fiul pierzării. Știind acest lucru, și mai ales și faptul că Domnul Iisus Hristos în Ioan 6 cu 70 la 71 îl numește pe Iuda un drac, mulți comentatori biblici au spus, însemnează că Iuda Iscarioteanul va fi viitorul anticrist. El va învia din morți și va avea acest rol. Datorită acestor denumiri, este drac și este fiul pierzării, cum fiul pierzării este numit și anticrist. Ați văzut textele, vi le-am prezentat. Pe de altă parte, însă, uitați-vă și la acest argument. În Fapte 1 cu 25, când apostolii Domnului s-au rugat pentru înlocuirea lui Iuda Iscarioteanu cu un nou apostol, ei folosesc acolo o expresie care pe comentatorii Sfintelor Scripturii a pus pe gânduri, să gândească mai profund. Și spune în expresia lor, zice, Iuda a murit ca să meargă la locul lui. Expresia aceasta, să meargă la locul lui, vrea să spună că Iuda s-a dus la un loc diferit de locul unde merg toți muritorii necredincioși. Toți muritorii necredincioși merg în Sheol sau Hades ca să aștepte judecata lui Dumnezeu. Însă, spre deosebire de Sheol și Hades, există în locuința morților un loc special numit Tartarus,
numit abis, adâncul cel mare, adâncul cel mare. Acolo, în adâncul cel mare, a trimis Dumnezeu pe urieșii de la potop și acolo, în adâncul cel mare, a trimis Dumnezeu pe îngerii care au avut relații intime cu fetele oamenilor, pervertind rasa umană de dinainte de potop. Cuvântul Domnului ne-l prezintă pe Anticrist în Apocalips 9, 1 la 16 și apoi versetul 20, în Apocalips 20, 1 la 3, ca pe fiara care se ridică din adânc, din abis. Și atunci, concluzia cercetătorilor Sfintelor Scripturii este că atunci când Iuda Iscarioteanu s-a sinucis, pentru că s-a lăsat sedus de satana, pentru că satana a intrat în el. Când el s-a spânzurat, sufletul lui ar fi mers în abis, s-a dus la locul lui. Acolo un abis este pregătit intens, sistematic, de către satana, ca să fie readus la viață în a doua parte a necazului celui mare, dar cum să fie readus? Să fie readus prin persoana lui Anticrist, cel care fusese omorât, primise rana de moarte. Este posibil lucrul acesta? Contraargumentul este acesta. Noi nu credem în reîncarnare și Biblia nu vorbește despre reîncarnare. Acestea sunt învățături drăcești din India, din extremul Orient, o învățătură care e la modă printre budiști, hinduiști. Este o învățătură care nu se va întâmpla niciodată. Noi credem însă acest adevăr, că un om poate să vină în lumea noastră în duhul și în puterea altui om. Credeți lucrul acesta? Vă știu dacă nu-l credeți, vi-l spun eu că scrie în Biblie. Elisei și Ioan Botezătorul au venit în lumea noastră, nu s-au renunțat, au venit în lumea noastră și au lucrat cum? În duhul și puterea lui Ilie. Și Anticrist poate să lucreze în duhul și în puterea lui Iuda Iscariotean. De aceea este posibil ca Anticrist să fie Iuda Iscarioteanul, a cărui duh demonic să intre în Anticrist care a fost omorât și Anticrist să fie readus la viață, persoana reală care a fost Anticrist să fie readus la viață prin puterea și duhul lui Iuda Iscariotean. Dar dacă va fi așa sau nu, este greu de demonstrat, este greu de argumentat. Sunt argumente, cum ați auzit, în această direcție. Datoria mea ca om al Dumnezeu și ca cercetător al Sfintelor Scripturii este să vi le prezint, nu este să vă faceți o opinie și o concluzie. Un lucru va fi cert însă. Adevărul adevărat se va vedea atunci când se va arăta Anticrist, numai după răpirea bisericii la cer. Va zice cineva, dar nu va prinde biserica pe Anticrist? Nu va prinde biserica pe Anticrist, în ciuda învățăturii populare că biserica va trece prin necazul cel mare și îl va prinde pe Anticrist. Uitați-vă în Scriptură la două tipuri speciale. Dumnezeu n-a îngăduit mânia lui când a judecat pământul până când Noe cu familia a intrat în corabie. Apoi a venit judecata, mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a îngăduit mânia lui până când Lot cu familia lui au intrat în Țoar. Apoi a nimicit Sodoma și Gomora și alte cinci cetăți în total. Dumnezeu nu va îngădui mânia lui pe pământ până nu își va lua biserica lui la cer. Atunci se va arăta Anticrist și dacă Anticrist va avea elemente din Iuda Iscarioteanul, se va vedea atunci. Până atunci trebuie să spunem posibilitatea care există din punct de vedere al cuvântului Dumnezeu ca Anticrist să fie o asemănare sau o ridicare a lui Iuda Iscarioteanu, duhul și puterea lui prin persoana lui Anticrist. 2.
Va fi anticrist un evreu? Foarte mulți spun da, anticrist va fi un evreu. Adevărul este că Biblia nu ne dă argumente că anticrist ar fi un evreu. Dar sunt argumente în Scriptură care, interpretate forțat, pot să conducă la o astfel de concluzie. Vreau să vă spun două, trei lucruri înainte de a aduce argumentele, două, trei lucruri care trebuie să fie de maximă importanță pentru noi în cercetarea Sfintelor Scripturii. Niciodată, ascultați-mă cu atenție, niciodată, și ascultați-mă și dumneavoastră care veți urmări și urmăriți aceste mesaje și aveți probabil formulată o concepție, niciodată un argument nu are putere dacă este un argument dedus, așa mi se pare că ar însemna, față de un argument care este enunțat. Iată ce însemnează lucrul acesta. Dacă este enunțat de Domnul că asta însemnează, asta însemnează, nu trebuie să se îndoiască nimeni. Dar dacă îi se pare cuiva că mi se pare cam așa ar însemna lucrul acesta, deducția aceea poate să fie fatală, poate să fie o inducere în eroare a multora. Foarte, la începutul bisericii primare a fost o neînțelegere continuă între liderii bisericii și liderii evrei. Nu? Apostolul Pavel a fost în conflicte mereu cu evreii din timpul acela. Liderii care au urmat au fost în conflicte cu evreii. Datorită acestor conflicte s-a născut această teorie că, mai ales după căderea în anul 70 a lui Israel și după cucerirea Ierusalimului, că Dumnezeu a renunțat la Israel și Dumnezeu a dat toate binecuvântările lui Israel bisericii. Este ceea ce vă numea mereu replacement theology, teologia înlocuirii lui Israel cu biserica. Este o doctrină demonică și să nu se supere nimeni că folosesc termenul acesta, este o doctrină drăcească. De ce? Pentru că doctrina aceasta propagată, primul care a propagat-o foarte puternic a fost unul dintre cei mai mari predicatori ai începutului Bisericii lui Hristos. Ioan Crisostomul, Ioan Gură de Aur. Era predicatorul curții regale la Constantinopol. Și Ioan Gură de Aur a zis, evrei, ucigător de Hristos, ucigător de Dumnezeu. Deci a avut predici din acestea vitriolice împotriva evreilor și așa s-a născut antisemitismul, din biserică. Apoi, mirare, Martin Luther, marele reformator german, cel care a zguduit Europa și a zguduit lumea, nu? Biserica romano-catolică care domina lumea, Martin Luther a căzut în această greșeală, în ultima parte a vieții lui, să creadă că Dumnezeu a renunțat la evrei și că evrei sunt ucigași. Ei trebuiesc pedepsiți, unde sunt găsiți, spunea Martin Luther, chiar a scris o broșură de vreo 90 de pagini, unde sunt găsiți evreii, ei să fie omorâți, deposedați de proprietate, sau închiși, sau puși la galere. La o săptămână după publicarea cărții lui, el a murit. Necazul este că Hitler a luat cartea lui Martin Luther, reformatorul religios, și pe baza principiilor scrise de Martin Luther în cartea lui, Hitler a făcut Holocaustul hitlerist. 6 milioane de evrei uciși. De ce? Pentru că cineva a interpretat forțat cuvântul lui Dumnezeu. A făcut deducții. Și am să vă arăt de unde sunt deducțiile. Dar până atunci am să vă dau un exemplu penticostal. În cel puțin în bisericile române penticostale circula o învățătură nebiblică potrivit căreia dacă nu are cineva botezul cu Duhul Sfânt nu va fi răpit la cer. Deci aceasta era învățătura. De unde predicau penticostale lucrul acesta? Predicau din Romani capitolul 8 cu versetul 9.
unde zice Sfântul Apostol Pavel în felul următor, Romani 8:9, puneți-l și pe ecran pentru ca poporul să-l vadă. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și aici, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și cum au interpretat unii predicatori pentecostali români acest verset, au zis, deci dacă n-are cineva botezul cu Duhul Sfânt, nu este al lui. Dar nu și-o scrie aici. Nu și-o scrie aici, dacă n-are cineva botezul cu Duhul Sfânt. Spune, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Cine n-are Duhul lui Hristos? Lumea. Lumea. De ce lumea? Pentru simplu fapt că în cuvântul Domnului, un credincios are două poziții distincte. Prima poziție este la mântuire, cel ce se predă Domnului, nu? Ne bucurăm, cineva zice, Domnule, s-a predat Domnului. Dacă s-a predat Domnului, în momentul în care s-a predat Domnului, poziția pe care o are în Hristos, în cuvântul lui Dumnezeu, este a devenit templul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Dar Dumnezeu însemnează Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Deci dacă am devenit templul lui Dumnezeu, însemnează că la mântuire, în momentul mântuirii, în mine locuiește Tatăl, în mine locuiește Iisus, în mine locuiește Duhul Sfânt. Am plinătatea Tatălui, am plinătatea Fiului și am plinătatea Duhului Sfânt. Și este a doua poziție pe care o are credinciosul, atunci când este autorizat să facă lucrarea Domnului cu mai multă eficacitate, în special în actul evangelizării. Este când el devine templul Duhului Sfânt special, deci aparte de templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt este 1 Corinteni 5:16, și ce însemnează aceasta? Însemnează că el este autorizat de Dumnezeu ca să aibă efectivitate cu în procesul de evangelizare, de vestirea lui Dumnezeu, de demonstrare a puterii împărăției lui Dumnezeu, și devine templul Duhului Sfânt în mod special atunci când este botezat cu Duhul Sfânt, când este botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar dacă are botezul cu Duhul Sfânt sau dacă nu are, aceasta nu mai contează la calitate de fiul lui Dumnezeu și de răpire la cer a credinciosului. Însă s-a făcut această doctrină, care este doctrină nebiblică, și noi nu trebuie să predicăm astfel de doctrine care nu au bază biblică. De unde s-a luat învățătura că anticrist va fi evreu? Uitați la două texte pe care s-au bazat oamenii. Primul text este Geneza 49:17. Dan va fi un șarpe pe drum, o viperă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Deci seminția lui Dan este privită, uitați-vă și aici pe reprezentarea pe steagul lui, uitați-vă că noi suntem aici. Ce este pe steagul lui Dan? Ce este? Șarpe. Pentru că acel era și steagul lui Dan. Fiecare seminție avea un steag. Fiecare seminție. Și Dan, când și-a făcut steagul, și-a pus exact ce a prorocit Iacob despre el. Dan va fi un șarpe. Apoi Moise în Deuteronom 33:22 spune, despre Dan a zis, Dan este un pui de leu care se aruncă din Basan. Dan a primit moștenire undeva în mijlocul lui Israel. Dar nu i-a fost suficientă și nu i-a plăcut. Apoi cuvântul Domnului spune că s-a dus în nord. A găsit acolo pe locuitorii din Laiș, i-a nimicit și Dan, în loc să se așeze în locul unde i-a dat Iosua moștenire, s-a așezat în nord și a întemeiat acolo un oraș mare numit Dan. De aceea este expresia în Israel de la Dan până la Berșeba, deci din nord în sud, din cel mai nord punct până în cel mai sudic punct. Dar cuvântul Domnului și istoria ne spune că și de acolo, istoria iudaică, că și de acolo din nord, Dan a fost nemulțumit și a plecat să-și caute alt loc, a plecat pe mare. Nu se mai știe unde a ajuns Dan
pentru că s-a terminat în istorie cu seminția lui Dan. De aceea cuvântul Domnului spune aici, este ca un leu, când spune Moise despre el în Deuteronom, este ca un pui de leu care s-aruncă din Bașan, din Ținutul de Nord, și îi se pierde urma. Nu mai intru în detalii celelalte prin care s-ar putea să fi fost originatorul popoarelor nordice, Danemarca. Numele Dunării, Danubius, râului Dan. Pentru că nu este timpul nostru să vorbim aici la învățătura despre Anticrist, despre ce s-ar fi putut întâmpla cu Dan. Adăugați la aceste texte și faptul că în Apocalipsa capitolul 7, versetele 1 la 8, atunci când vorbește că Dumnezeu a pecetuit cu Duhul lui cel Sfânt 144.000 de evrei care să fie evangheliști în cazul celui mare, seminția lui Dan lipsește de acolo. Faptul că seminția lui Dan lipsește din acești 144.000 de evrei, concluzia a fost aceasta. Dacă Dan este șarpe, înseamnă că Anticrist, care este un șarpe, va veni din Dan. Faptul că lipsește din evangelizarea pământului, din cele 12 seminții ale lui Israel, însemnează că de acolo, de aia lipsește, că din Dan va fi aleasă la sfârșit, după felul în care Dumnezeu știe să aleagă lucrurile, va permite să apară Anticrist. Este o concluzie sărăcăcioasă, pentru că este numai o deducție. Este numai o deducție, ca și cu botezul cu Duhul Sfânt din Romani 8:9. De ce este numai o deducție? Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Dacă ne uităm la templul milenar, în timpul mileniului, Iisus Hristos va reconstrui templul de la Ierusalim. Profetul Ezechiel, de la capitolul 40 la 48, ne dă informații numai despre acest templu imens care va fi în Ierusalim și care va fi construit personal de către Domnul Iisus Hristos. Și când se construiește acest templu, cuvântul Domnului spune un lucru care trebuie să dea de gândit interpreților, și anume că, puneți acolo Ezechiel 48:32, pe acest templu pe care îl construiește Iisus Hristos, dacă Dan este într-adevăr originatorul lui Anticrist și a rămas șarpe și nu s-a pocăit, uitați ce scrie pe poarta templului construit de Iisus Hristos, Ezechiel 48:32, dacă ați găsit, ca să putem citi și să putem să vedem acest adevăr. Ezechiel 48:32. Nu este? Am greșit eu textul? Să mă uit eu mai repede în textul Sfintelor Scripturi. Veți vedea că acolo Dan apare din nou ca unul din triburile lui Israel, a cărui nume este onorat de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Prin urmare, Dan nu poate să fie seminția care să-l... Uitați-vă, în parte de miază zi, cu o întindere de 4500 de coți și 3 porți, o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Sahar, 32, în parte de răsărit, care are o întindere de 4500 de coți cu 3 porți, o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin și o poartă a lui Dan. Dan. Deci nu dispare Dan din programul lui Dumnezeu. Nu dispare Dan din programul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, deci, va reconstrui templu, îi va da din nou cinste lui seminției lui Dan și în felul acesta seminția lui Dan va fi repusă din nou la loc mare în rândul semințiilor lui Israel. Sunt de asemenea comentatori Sfintelor Scripturi care spun nu, trebuie să fie neapărat Anticrist un evreu, pentru că nu-l pot primi evrei dacă nu este evreu. Dar nu scrie în Biblie că trebuie să fie primit evreu. Asta nu este o regulă, pentru că am să vă spun eu, dimpotrivă, e o regulă nescrisă ca evreii să se folosească de neamuri. Când Solomon a construit templu, cu cine l-a construit?
Cine a fost constructorul templului? A fost Hiram. Hiram din Liban. El a fost constructorul cu 60.000 de sclavi sau câți a folosit el acolo. Când Zorobabel a construit al doilea templu, cine a pregătit totul pentru construcția templului? Cirus, Darius și Artaxerxes, străini. Când Iisus Hristos a fost pe pământ și a intrat în templu, în casa lui Dumnezeu, cine a fost cel care a mărit templu și a dat mărimea cea mai mare din istorie? Cine? Irod cel Mare, un edomit. Prin urmare, nu este problemă dacă cineva dintre neamuri lucrează la un scop evreiesc, pentru că prin rugăciune lucrul este sfințit și evreii n-au probleme de felul acesta. Argumentul că trebuie să fie neapărat evreu este un argument slab, este un argument de deducție, nu este un argument menționat direct în Sfintele Scripturi. 3. Va fi Anticrist liderul Imperiului Roman reînviat? Daniel și Ioan, amândoi vorbesc despre Anticrist în această direcție, și anume că el trebuie să fie liderul unui imperiu care să se ridice la sfârșitul vremurilor. Profetul Daniel scrie în următorul fel, vă citez. După aceea m-am uitat în viziunile de noapte și iată că a patra fiară, nespus de grozav de înspemântătoare și de puternică, avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul diferit de toate fiarele cele mai de dinainte și avea 10 corne. Am privit la corne și iată că alt corn a ieșit din mijlocul lor și dinaintea lui au fost smulse din rădăcini 3 din cele din tâi corne. Și iată, cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea lucruri mari. Cele 10 corne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se vor ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El, acesta va fi Anticrist, va rosti cuvinte împotriva celui prea înalt și se va gândi să schimbe timpurile și legea. Și ei, poporul evreu, vor fi dați în mâinile lui pentru un timp, 2 timpuri și o jumătate de timp, adică 3 ani și jumătate. Am citit din Daniel 7, versetele 7 la 8 și 24 la 25. Deci iată că în viziunea lui Daniel, Anticrist se ridică din cea de-a patra fiară, care este Imperiul Roman. Deci din Imperiul Roman. Și Daniel spune că lucrul acesta se va întâmpla la sfârșitul vremurilor. Și Ioan Apostolul concură cu el și spune așa. Apoi am stat pe nisipul mării, este vorba de Marea Mediterană, în jurul căreia se întindea Imperiul Roman. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 corne și 7 capete. Pe corne avea 10 diademe și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o mare autoritate. Apocalipsa 13, 1 la 2. Deci amândoi vizionari, și Daniel și Ioan, spune că Anticrist acesta, când se va ridica, se va ridica din ruinele fostului Imperiu Roman. Tocmai de aceea, când s-a instituit piața comună, predicatorii, cercetătorii Sfintelor Scripturi, imediat s-au gândit și au zis, începe să se pregătească vremea sfârșitului. 4 imperii au domnit în lume înainte de a veni Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Imperiul Babilonian, Imperiul Medo-Persan, Imperiul Greco-Macedonian și Imperiul Roman, care era în vremea aceea. Toate aceste imperii au avut de lucru cu Israel, au cucerit orașul Sfânt Ierusalimul și au avut un cuvânt de spus în ce privește istoria lui Israel. În studierea profetică sau semnificației profetice a acestor imperii în viața lui Israel și a zilelor din urmă,
Cuvântul Domnului ne spune că când se va reorganiza Imperiul acesta roman, în vremurile cele mai de pe urmă, va avea 7 capete. Cuvântul Domnului așa spune. Interpreții Sfintelor Scripturi spune că dacă este vorba de 7 capete, cap însemnează împărăție, însemnează domn, însemnează împărat, este foarte posibil că ultimul imperiu, Imperiul Roman reînviat, când se va ridica, va avea ceva din puterea acestor 7 imperii cu care a avut de lucru Israel, cu Egiptul, cu Babilonul, cu egiptean, asirian, babilonian, medo-persan, grecez, roman și, bineînțeles, ultimul fiind cel din vremurile din urmă. Pe de altă parte, însă, vă spuneam în prezentarea mea de dinainte, teologul evreu mesianic, doctorul Arnold Fruchtenbaum, într-una din cărțile lui, o carte excelentă, o recomand celor ce pot să citească în limba engleză și să citească profeții, cartea lui se intitulează The Footsteps of the Messiah, Pașii lui Mesia, ediția revizuită din 2003. Spune că cele 7 capete ale fiarei sunt, de fapt, stagiile de evoluție ale Imperiului Roman, din trecut și până în vremea sfârșitului. Până la vremea sfârșitului. Aceasta este explicația textului din Apocalips 17, versetele 8 la 10, unde se zice cuvântul Domnului în felul următor. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc, deci o să vină, și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, a căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Și interpreții spun, este Roma, pe capitala Imperiului Roman este zidită pe 7 coline. Sunt și 7 împărați, auziți, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Când va veni el, va rămâne puțină vreme. După doctorul Fruchtenbaum, și găsesc foarte interesantă explicația lui, Ioan a trebuit protejat de Domnul. Și când Ioan a vorbit aceste cuvinte, a vorbit profetic, a vorbit simbolic de data aceasta, sau dacă vreți codificat. Când a zis, 5 au fost, unul este și celălalt încă n-a venit, s-a referit la evoluția Imperiului Roman de la început și până în vremea lui și până în vremea sfârșitului. Și haideți să ne uităm. 5 au căzut. Apocalips 17:10. Imperiul Roman a trecut până la Ioan prin 5 stadii de organizare. Și doctorul Fruchtenbaum spune, dacă spune 5 au fost, se refere la ei, pentru că despre ei vorbește. Primul stadiu de organizare al Imperiului Roman a fost stadiul regilor Tarquini sau Tarquini, 753 înainte de Hristos până în 510 înainte de Hristos. Al doilea stadiu, s-au săturat de regii Tarquini și a fost al doilea cap, al doilea stadiu de organizare în Imperiul Roman a fost consulatul, 510 înainte de Hristos până în 449 înainte de Hristos. Al treilea stadiu de organizare a Imperiului Roman, pentru că vorbim de 5 au fost plebeienii sau dictatura, din 449 înainte de Hristos până în 390 înainte de Hristos. Al patrulea stadiu de organizare au fost republicanii sau decemvirii, o oligarhie de 10 lideri care conduceau Imperiul, 390 până în 59 înainte de Hristos. Apoi a urmat al cincelea, 5 au fost, triumviratul, din 59 înainte de Hristos până în 27 înainte de Hristos, când Octavian Augustus a pus mâna pe putere și a schimbat structura Imperiului Roman, din 5 au fost și unul este, structura care era se numește structura imperială. Este stadiul imperial. Acum, în cuvântul Domnului, unul este faza imperială a sub cezari.
Dar și această fază imperială, cuvântul Domnului ne spune că are evoluțiile ei. Ia uitați ce frumos vorbește Sfânta Scriptură. Este stadiul imperial unit, când Imperiul Roman era o putere de la o costă până la cealaltă costă, din Europa până în Asia. Al doilea este stadiul imperial cu două picioare. Nu, așa spune în Daniel 2:41. Două picioare. Este vorba de divizarea Imperiului Roman, deci a imperialismului, cu capitala la Roma, Imperiul Roman de apus, și cu capitala la Constantinopol, Imperiul Roman de răsărit. Apoi este stadiul un guvern mondial. Acesta se va realiza imediat după răpirea bisericii, Daniel 7:23. Zice, va sfârșia tot pământul. Numai după răpirea bisericii se va putea rezolva acest stadiu. Va dura scurt. Și apoi este stadiul 10 împărați. Daniel 7:24. Cuvântul Domnului spune, celălalt n-a venit încă. Apocalipsa 17:10, partea a treia, este stadiul lui Anticrist. Doar 3 ani și jumătate. Anticrist va pune mâna pe putere și el va fi, cum spune Scriptura, al 8-lea împărat. În teologie, deci în interpretarea Sfintelor Scripturi, este foarte posibil că Anticrist să fie unul din liderii politici ai reorganizării Imperiului Roman în Europa într-o formă finală, un singur guvern, 10 împărați și apoi Anticrist să domnească singur. Este foarte posibil. De unde va fi? Cuvântul Domnului spune că din mare. Este vorba de Marea Mediterană. Statele care au fost în Imperiul Roman și care sunt pe malul Mării Mediterane. Deci din ținutul acesta se va naște Anticrist și se va ridica la putere. Și apoi, dacă mai aveți puțină răbdare, încă 5-7 minute, va fi Anticrist de origine arabă? Sunt argumente pentru aceasta? Sunt argumente și pentru aceasta. Teologi și influenți cum sunt Periston, pe care îl ascultă mulți dintre noi, de asemenea, teologul palestinian, Walid Shoaibat, a fost un terorist de clasă, s-a pocăit, s-a întors la Domnul și după ce s-a pocăit, s-a întors la Domnul și a dat seama că islamismul este o minciună. Și omul s-a pus pe studiu. Este un bun profetolog la ora actuală, are mai multe cărți și în cărțile lui el încearcă să demonstreze că Anticrist va fi o persoană de origine arabă, va fi un musulman. Care sunt argumentele pentru că Anticrist ar putea să fie musulman, islamic? O să sunt mai multe argumente. Și am să vi le prezint așa cum apar ele în Cuvântul lui Dumnezeu, nu cum apar în teologia populară. 5 argumente. Primul, un prototip arab, dacă vreți, avem deja în Antioch Epifanes. A domnit între 175 înainte de Hristos până în 164 înainte de Hristos, când a fost învins de către Iuda Macabeul. Dacă ați citit cărțile Macabeilor, din așa zisă Biblia Bogată, acolo găsiți istoria lui Antioch Epifanes. Antioch Epifanes a fost rege peste Siria de astăzi, deci din aceste ținuturi de unde este conflict continuu între evrei și lumea islamică, s-a ridicat un împărat care a fost cel mai viclean și cel mai urât împărat care a prigonit poporul evreu, a desacralizat templu, a jertfit o scroafă pe altarul din Ierusalim și a omorât 10.000 de evrei pentru că a introdus de asemenea statuia lui Zeus în templu de la Ierusalim. Frații Macabei s-au organizat și au putut să îl nimicească, să-l înfrângă, adică să-l învingă și el este în Biblie ceea ce se numește cornul cel mic, pentru că spune acolo că țapul a murit,
În locul lui au crescut 4 corne și dintr-unul din ele un corn mic. Dintr-unul din ele un corn mic. Și în Daniel 8:8-11, Antioch Epifanes este văzut în scriptură, în istorie, cornul cel mic, dar este numai un prototip. Dacă Domnul Iisus Hristos a avut un prototip evreu în Iosif, este posibil ca Anticrist să aibă un prototip arab în Antioch Epifanes, că este din aceleași locuri. Este primul argument. Al doilea argument. Va fi politeist sau în credință de nedescris? Daniel 11:36-39. În acest pasaj este o expresie care de asemenea este interpretată greșit și am să vă explic expresia. Când se spune despre Anticrist că nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor. Această expresie, spun unii, că nu va ține seamă de dumnezeii părinților săi și de dorința femeilor, vorbește clar că Anticrist este evreu, pentru că nu va ține seamă de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, iar dorința femeilor, despre care vorbește aici, este tradiția iudaică potrivit căreia visul unei femei iudaice este să-l nască pe Mesia. Și fiecare femeie iudaică ar vrea să se căsătorească cu Anticrist pentru că ca să fie o sămânță sfântă născută prin ea. Dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Uitați ce spune în versetul 37. Deci din Daniel 11:37, dacă îl puteți pune pe ecran, uitați-vă dumneavoastră și citiți-l singur. Nu numai cum vă spun eu de aici. Nu vă țineți seama nici de citiți tare. Dumnezeii părinților săi. Asta este cheia care schimbă totul. Când spune de Dumnezeii părinților săi, Israel n-a avut Dumnezei. Israel a avut un singur Dumnezeu. Un singur Dumnezeu. Însemnează că Anticrist are strămoși care s-au închinat la idolatrie, la Dumnezei. Și acest argument atunci este folosit cu scop să se spună Anticrist va fi de origine arabă, a avut un prototip în Antioch Epifanes, va fi politeist, așa, arabii s-au închinat la peste 360 de dumnezei, cel mai mare dintre ei era dumnezeul lună, pe care îl numeau Allah. Faptul că și astăzi au pe steagul lor și pe moscheile lor, ce au? Semiluna. Dovedește că islamismul încă este o religie păgână, o religie de influență păgână, demonică. Islamismul este păgân. Allah nu este Dumnezeul lui Israel, ci este o denumire veche păgână a lunii, Dumnezeul lună, și pentru că au avut 360 de dumnezei, sigur că Anticrist spune, nu va ține seama de dumnezeii părinților săi, se va lăuda pe sine și se va onora pe sine. Al treilea argument, crimele prin decapitare. Apocalipsa capitolul 13 cu versetul 15, 20 cu 4. Una din metodele de ucidere a credincioșului în timpul necazului celui mare, care este? Decapitarea. Una din practicile islamismului, nu? În terorismul internațional, este decapitarea. Și sunt oameni care spun, în timpul necazului celui mare, numai că va fi un anticrist de origine arabă, care va pune în practică această odioasă metodă de a omorâ pe oameni, de a omorâ pe credincioși. Însă aș vrea să vă spun, aceasta este o interpretare ziaristică. Nu este o interpretare biblică și nu este un argument. În timpul de cazul celui mare vor fi oamenii decapitați, dar nu trebuie neapărat să fie arabi. Francezii nu sunt arabi, dar una din metodele lor de pedeapsă cu moarte, care era? Ghilotina. Ei, decapita. Asta nu înseamnă că francezii vor fi anticrist. Așa. Al patrulea argument este, în Biblie, anticrist este numit Asirianul. Uitați-vă în Mica, capitolul 5, versetele 5-6, în Isaia 10:24-34, pasajul care l-am citit astăzi la început. Spune, când Asirianul va veni în țara ta. Asirianul. Asiria
a avut stăpânire pe teritoriul Irakului de astăzi, sudul Turciei, un pic din Armenia și până în Siria de astăzi. Dacă Biblia îl numește pe Anticrist Asirianu, în Mica 5 cu 5, în Isaia 10 cu 24 la 34, este o concluzie că Anticrist e posibil să aibă origine arabă. Și apoi, ultimul argument pe care comentatorii biblici îl aduc aici este că Anticrist spune că are pe cap nume de hulă. Uitați-vă în Apocalipsa 13 cu 1 și în 17 cu 3. Dacă puneți Apocalipsa 13 cu 1 și 2, apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 corne și 7 capete. Pe corne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă, de blasfemie, pe fiecare cap. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Acest teolog palestinian, Walid Shoaibat, care, v-am spus, s-a întors la Domnul, spune, și acesta este un argument pentru că are pe cap nume de hulă, care vorbește despre originea islamică a lui Anticrist. Pentru că, spune Walid Shoaibat, uitați-vă la teroriști, uitați-vă la lumea arabă, cei ce sunt extremiști în crezul lor, toți au pe cap o bandana, o cordeluță, cum vreți să o numiți, pe care scrie ceva. Toți au pe cap bandana aceasta, cum era Yasser Arafat. Dar să vă spun, spune el, ce scrie pe bandana aceasta. Pe bandana aceasta scrie următorul lucru. Nu este alt Dumnezeu decât Allah, iar Mahomed este mesagerul lui. Asta scrie pe bandana aceea. Și la ISIS, și la toți care au pe cap această bandană, acest batic. Este un nume de hulă, este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Este clar lucrul acesta, că este un nume de hulă, este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Prin urmare, va fi Anticrist un musulman? Posibil. Poate da, poate nu. Nu putem să fim dogmatici. Poate să fie de toate. În concluzie, ce putem să spunem este următorul lucru. Biblia nu ne dă voie la ora actuală să arătăm cu degetul și să spunem ăsta va fi Anticrist. Dar Biblia ne spune că Anticrist va fi o persoană care va îngloba în sine, va acumula în sine moșteniri multe. Primul este sămânța diavolului, Geneza 3 cu 15, sămânța ta. Sămânța ta, așa îi spune Dumnezeu lui Satana. Deci, Anticrist va fi supranatural, pentru că este sămânța Satanei. 2. Biblia ne spune că el este de origine greacă. Daniel 7 cu 6 la 8. Când spune țapul și-a pierdut cornul și din cornul acela a crescut patru, este vorba de, știți cine este țapul? Alexandru Macedon. Pe el îl prezintă Sfânta Scriptură. Și cele patru corni despre care vorbește, este, după moartea lui, Imperiul lui Alexandru Macedon s-a divizat în patru. În patru. Ptolemeii au luat Egiptul, Seleucos a luat Asiria, Siria, de unde e Antioch Epifanes, Lisimach a luat Tracia, și acum mi-aduc aminte de celălalt, dar o să vi-l spun cu altă ocazie. Dar spune că dintre ei, deci după Daniel, el este și grec. Apoi tot după Daniel, este de origine romană, Daniel 9, 26-27. După Mica 5 cu 5, este de origine arabă. După Apocalipsa 13 cu 1 la 2, este un conglomerat din toate imperiile de dinainte. Și tot după Apocalipsa, el trebuie să se nască într-unul din statele din jurul Mării Mediterane, pentru că acolo se desfășoară toată activitatea. Da, poate să aibă, deci printre strămoși,
să aibă origine greacă în strămoșii lui, să aibă origine romană în strămoșii lui, să aibă origine arabă, edomită în strămoșii lui. De fapt, edomiții, cum a fost Irod cel Mare, cum a fost Antioch Epifanes, care a fost peste Siria, a avut și Edomul în posesia lui, dintre edomiți s-au atașat la Imperiul Roman în timpul cuceririlor și au fost promovați foarte puternic până în Senatul Roman au ajuns edomiții. Unul dintre ei, cel mai cunoscut dintre edomiții care au fost la Roma, generalul Vitellius, aproape să fie Cezar. Deci nu este mirare că Anticrist se va naște dintr-o femeie care să aibă aceste moșteniri, tată grec, mamă roman, toate acumulările în ce privește strămoșii în ea, dar femeie care va fi intimă cu satana, cu diavolul și în final copilul care se va naște, supranatural, este sămânța satanei, cum Iisus Hristos s-a născut supranatural, este sămânța femeii și prin urmare avem o persoană supranaturală care să imite pe Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este poziția Sfintei Scripturi cu privire la identitatea lui Anticrist. Un conglomerat de moșteniri istorice, grecești, romane, un conglomerat de moștenire demonică, un conglomerat a cărui identitate reală va fi cunoscută după răpirea bisericii, după răpirea bisericii și va fi persoana, cum am spus, care va face legământ cu Israel, pentru că va ajunge un politician de seamă în Europa și va putea să facă o pace forțată între evrei și lumea arabă și datorită acestui fapt va putea să semneze un tratat de pace cu Israel. Noi, ca oameni al lui Dumnezeu, în aceste vremuri trebuie să ne rugăm Domnului, să-i mulțumim Domnului că ne-am născut într-o perioadă de timp diferită. Ca să nu vedem lucrurile acestea și să trăim mântuirea lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și să avem parte de harul acesta al răpirii la cer. Al răpirii la cer. Ce ne trebuiește pentru aceasta? Ne trebuiește o inimă bună, ne trebuiește credință și ne trebuiește să păstrăm în noi caracterul din Dumnezeu, roada Duhului Sfânt. Amin?